Cum te pensionezi cu un milion de dolari în bancă. Ceau, sunt voi cu Mihnea, profu psiholog. Bine v-am regăsit la un nou mesaj din Beijing. Ceea ce este foarte, foarte clar este faptul că vine criza și din cauza acestei iminente crize avem tendința să ne concentrăm mai mult pe problemele de astăzi și de mâine și uităm de planul nostru financiar de viitor. În acest vlog doresc să vă prezint un exemplu practic, exemplu meu personal, cum te poți pensiona cu un milion de dolari în bancă. În primul rând, doresc să încep cu o mențiune, nu sunt expert financiar, nu sunt consilier financiar și recomand ca fiecare să-și facă propria lui investigație cu referire la deciziile financiare majore pe care le veți lua sau le luați. Acest mesaj este doar un exemplu personal, o anecdotă personală, ceea ce fac eu pentru a îndeplini obiectivul meu de a avea un milion de dolari, cel puțin în bancă la pensionare. Acum, haideți să revin la mesajul, la ideea principală. Este clar, este clar, 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 vine criza. Și de unde știu acest lucru? Ei bine, pentru că așa spun experții. Haideți să vedem ce a scris Bloomberg Business. Deutsche Bank a fost una dintre primele bănci mari care a prezis o recesiune la începutul sau mijlocul anului 2023. Deci este clar criza financiară, recesiunea va veni anul viitor, în viitorul foarte apropiat, cum ne pregătim. Care este planul vostru financiar pe termen lung? Ideea este: aveți un plan financiar pe termen lung? Aveți un plan de pensionare la vârsta pe care decideți voi să vă pensionați? Planul meu este să mă pensionez la vârsta de 63 de ani cu cel puțin 1 milion de dolari în bancă. În acest video vă arăt de ce spun că vine criza, vă arăt câteva date și câteva exemple din planul meu personal care îmi arată că vine criza și de asemenea cum este posibil, cu toate că vine criza, să te pensionezi cu un milion de dolari în bancă. Dar, dacă nu doriți să vă uitați până la sfârșit și să vedeți exemplu și anecdota mea personală, atunci asta este varianta scurtă. În primul rând, nu te poți baza pe pensia de la stat, deci îți trebuie o pensie privată. Apoi, Îți trebuie un plan. Trebuie să ai un plan și si trebuie să ai un obiectiv. Obiectivul meu este de un milion de dolari. Ceea ce este și si mai important, după ce ai acest plan, trebuie să-ți drămuiești banii și si nu să-i cheltui așa aluda. Apoi îți trebuie răbdare, pentru că această pensie vine peste 10, 15, 20 de ani, 25 de ani, deci trebuie să ai răbdare să pui contribuțiile astea lună de lună. Apoi, când vine criza, cum va veni criza noastră, cum a fost cea din 2008, cum au fost celelalte crize, nu trebuie să te panichezi, pentru că planul tău este pe lungă durată, deci piața își va reveni. Și în ultimul rând, nu în ultimul rând că nu este important, ci în ultimul rând, ultima mențiune, îți trebuie puțin noroc. Și voi explica de ce îți trebuie și puțin noroc imediat. Acum, haideți să vedem care este situația noastră. Vă voi arăta, fără să dau anumite detalii personale, care este planul nostru de familie pentru pensionare. Deci avem un plan pe care eu l-am început acum câțiva ani, este planul familiei în care este inclusă și o pașna, și cei doi copilași. Unul încă nu s-a născut, dar va veni în curând. Deci aici vedem plan tracker, Situația la zi a planului meu. Am început în martie 2011, foarte, foarte târziu. Eram în Thailanda din 2002, deci ar fi trebuit să încep mult, mult mai devreme. Este un plan pentru 30 de ani, deci în. 2041 voi intra în posesia banilor din acest plan. Până acum am contribuit timp de 11 ani și 4 luni, deci ziceam: îți trebuie răbdare și mai trebuie încă mare răbdare, încă 18 ani. Și am primit bonusuri pentru că am cotizat în fiecare lună fără întrerupere în valoare de 4325 de dolari și am primit niște. Premium în valoare de 1000 de dolari, când am deschis contul 500 de dolari și când am sărit la o contribuție mai mare, încă 500 de dolari. Deci, astea sunt datele de bază. Acum sunt 37% în plan, mai am încă 18 ani și 8 luni de plătit. Vedem aici o bară care arată foarte fain și sugestiv și grafic. Că mai este vreme, ceea ce înseamnă că mai trebuie să continui să-mi banii, mai trebuie să am răbdare, dar de asemenea, dacă trecem prin recesiune și prin probleme financiare mondiale, planul va avea șansa să se redreseze. Și acum, aici vreau să vă arăt de ce spun eu că vine criza și care este situația planului meu, vedem aici graficul în ultimii 5 ani. Linia acea dreaptă care merge drept în sus este linia care arată contribuțiile mele și cealaltă linie neagră arată valoarea planului. Deci dacă vedem aici prin martie-aprilie 2020, valoarea planului a scăzut destul de substanțial, dar apoi așa încet, încet și-a revenit planul, iar acum luna aceasta este prima lună în care valoarea investiției este sub valoarea contribuțiilor noastre. Deci aici sunt niște contribuții substanțiale și există o oarecare pierdere, dar am vorbit cu expertul nostru care se ocupă de acest plan și mi-a spus nu-ți fă nicio problemă, vine criza, stocurile vor scădea din valoare, cumpărăm acum și când cresc vei vedea din nou o creștere fantastică. Deci avem răbdare să ne crească planul de pensie. Acum, în ultimii 11 ani, am făcut o contribuție foarte substanțială aici, am început cu 500 de dolari pe lună, apoi am mărit la 750, asta când ne-am căsătorit cu Paște, am zis haide să mărim, după care am mărit la 1250 când ne-am mutat în China și acum am mărit la 1750 de dolari pe lună contribuție lunară pentru că este inclus și copilașul nostru. Mai mult de atâta, mi-au spus că nu mă lasă să fac contribuție mai mare de atâta pentru că li se pare lor ciudat cum de pot să-mi dau un așa de mare procent din salar în planul de pensie. Treaba este că noi știm să ne drămuim banii în așa fel. Ok, iar acum haideți să vedem cum voi putea eu să mă pensionez cu un milion de dolari. Deci, Will I reach my goal? Îmi voi ajunge eu planul meu? Am spus că depinde și de puțin noroc. Depinde de care va fi creșterea contribuțiilor noastre, cum va merge piața și vedem aici o prognoză la 3%, 6% și 9%. Expertul nostru financiar a spus vei fi undeva la mijloc, undeva la 6% dacă problemele financiare și recesiunea continuă pentru mulți ani și investițiile nu sunt deștepte, atunci avem o creștere de 3% sau sperăm o creștere de 3% și vine la undeva la 550 de mii de dolari, de jumătate din obiectivul nostru. La 6% ar fi 767 de mii de dolari, o valoare foarte foarte bună și dacă ne bazăm pe valoarea asta atunci este o sumă foarte foarte bună dar cu puțin noroc și spun eu vom avea parte de acest noroc la 9% valoarea planului va fi de 1.085.000 de dolari acum bineînțeles am spus această, acest plan include și banii pentru copilășii noștri deci planul este când ei vor împlini 18 ani, fiecare dintre ei să primească așa 100.000 de dolari cu care să decide ce vor să facă, să meargă la facultate, să-și deschidă un business, să decide ei ce vor să facă cu acești bani. Bineînțeles, noi vom avea 18 ani să-i învățăm ce să facă cu acești bani pentru ca ei să ia decizia corectă. Dar cu puțin noroc, noi vom avea acest plan de pensie privată la valoarea de 1 milion de dolari, după care eu voi, voi avea 63 de ani, ne vom putea pensiona, cum spun noi, și vom face noi ce vrem noi, în sensul că nu că ne vom pensiona și nu vom mai lucra niciodată, ci că ne, ne vom putea ocupa de propriile noastre proiecte, de orice vrem noi să facem, fără a fi legați de o firmă care să ne angajeze. Deci, revin, revin la cele câteva puncte, cum te poți pensiona cu un milion de dolari în bancă, 1. Trebuie pensie privată, 2. Trebuie să ai un plan și un obiectiv, 3. Trebuie să-ți drămuiești banii, trebuie să ai răbdare și să cotizezi în fiecare lună și 5 trebuie și un pic noroc. Și normal, vorbind despre speculații financiare, că până una alta este o speculație financiară, aici îți trebuie noroc. Ok, acesta a fost mesajul de astăzi și dacă există un mesaj, mesajul este acela, haideți să ne drămuim banii cum trebuie și să ne gândim la viitorul îndepărtat, la viitorul nostru și al copiilor noștri, la viitorul financiar. Mulțumesc pentru atenție, din nou voi citi și voi răspunde tuturor comentariilor voastre. Aștept să văd ce spuneți în comentarii. La revedere, ciao ciao!